from Sanctuary al Pierzi și unul dintre cele mai frumoase sanctuare ale cărții de la noi din țară și o spun așa și cu puțin patriotism local, trăgând cenușa pe turta noastră, ne reîntâlnim cu o carte, ne reîntâlnim în această sală cu prilejul lansării unei cărți, o carte care este puțin altfel scrisă. Ne întâlnim aici cu... Da, s-aude mai bine. Ne întâlnim aici cu un autor de monografie puțin deosebit. Un om care și-a petrecut o viață prin laborator, printre rețete magistrale, acele faimoase rețete magistrale care, din păcate, sunt pe cale de dispariție, printre substanțe active, dar descoperind și praf de cretă în unele medicamente, un om care s-a dăruit unei profesii nobile pentru a face bine oamenilor, un farmacist, și spuneam după o viață petrecută în farmacie și mai ales în laborator, din ce în ce mai puține laboratoare de farmacie, s-a plecat și asupra studiului. Mai întâi studii de specialitate, articole publicate în reviste de specialitate, de farmacie, a trecut apoi pe un alt plan, vorbind sau scriind despre ceea ce a pasionat-o, rețetele magistrale, a luat contact cu, între altele, și cu Instituția Arhivelor Naționale și pasiunea pentru farmacie, pentru ce a însemnat farmacia, a dus-o să caute în istoricul farmaciilor, în începuturile farmaciei, și a luat-o cu farmaciile băcăoane. Până la farmaciile de la nivel național, mai ai de treabă, Doria. Personal, pe mine m-a surprins colega mea de liceu, cu tenacitatea, cu dorința și mai ales cu puterea în a căuta, în a identifica informații referitoare la temă, cu o migală de nedescris. Închipuiți-vă, lăsând la o parte o meserie, neuitând-o, să pleacă în dedesubturile acesteia. Și vreau să vă spun că multe din documentele pe care le-a cercetat în arhivele băcăoane, mă refer la acestea, pentru că a cercetat și în alte arhive, biblioteci, în documentările domniei sale. Deci multe din acele documente eu le văzusem, dar ca istoric
nu am sesizat unele dintre aspectele surprinse de autoarea acestei cărți, de Maria Pascu. În același timp, așa cum spune și dânsa, și nu numai că spune, și se manifestă și ceea ce face trădează, este un patriot. Este un om care este legată prin nenumărate fire nevăzute de locurile de unde a plecat, de locurile unde s-a format, de oamenii cu care a colaborat de-a lungul timpului, de locurile unde a lucrat. Dar poate cel mai mult este legată de un sătuc din Poale de Munte, oarecum izolat, mai greu de ajuns la el. Acum mai sunt niște microbuze, așa, încă n-a ajuns asfaltul până acolo, dar în totalitate, dar sunt perspective și chiar venind, eu nu fac politică, Doamne ferește, venind pe drum în mașină de la Bacău cu Maria, spunea de, mă rog, rolul și cu o mulțumire față de domnul Valerian Vreme, întâmplător aici de față, pentru, mă rog, modernizarea căilor de comunicație. A preocupat-o probabil originea satului, numele oamenilor, nu numai de 2-3 ani de zile de când a început o cercetare temeinică. Este un gând care pe mulți dintre noi ne frământă, mai mult sau mai puțin. Unii dăm frâu liber, acționăm în a ne identifica, să vedem cine suntem, de unde suntem, de unde venim, care a fost, care este și care va fi rostul nostru. Și venind acum către acest volum, Satul Albele, eu aș zice un studiu monografic destul de reușit, a putut să adune între coperțile acestea frumoase informații de multe ori surprinzătoare. Surprinzătoare de ce? De la început am spus, nu avem de-a face cu un istoric. Dar are un merit deosebit că a studiat o vastă bibliografie și atunci când spun a studiat, o spun în sensul adevărat, nu a citit, a studiat. Și chiar cu câteva remarci, în discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului, cu câteva remarci deosebite vis-a-vis de unele teorii, unele documente, unele mărturii rămase de-a lungul timpului și interpretări ale unor istorici de primă mărime. De asemenea, a
reușit să se documenteze și să tragă și câteva concluzii pertinente. Chiar vis-a-vis de etimologia numelui satului Albele. Întâmplător, m-am uitat zilele trecute pe internet că de la dealul Alb, venit dinspre nu știu unde, zăpezile, și acolo s-au oprit și dealul Alb. Ori cercetând atât documente cât și opinii, ajunge, după părerea mea, la concluzia justă că ar veni de la Pârâul Alb, care se cheamă Alb din cauza depunerilor de săruri pe maluri și de aici până la a se atribui localității denumirea este un pas pe care a reușit să-l treacă. Și de asemenea, ce aș vrea să mai spun? Pe lângă documentarea făcută în biblioteci, arhive, are o deosebită documentare la fața locului, umblând aproape din casă în casă, având și un avantaj. Tatăl domniei sale a fost un îndrăgostit de istorie, de trecut, moștenindu-i această pasiune, având și câteva mărturii de la dânsul, inclusiv consemnări de audio luate de profesorul Ioan Ciuotaru de la Universitatea din Iași. Apoi elemente deosebite care particularizează satul de etnografie, de datini, blesteme, rețete, leacuri, rețete culinare și așa mai departe. Mergând apoi în prezentarea instituțiilor, și nu aș vrea să mă opresc decât la două instituții, și aș spune stâlpii satului românesc, biserica și școala. Evidențiind rolul și mai ales roadele muncii preotului și învățătorului. Mă bucur că Maria m-a, așa, eu nu pot să-i spun altfel decât Maria, pentru că este colega mea, a apelat la mine să deschid această întâlnire în prezentarea unei cărți deosebite, așa cum vă spuneam, a unei mici istorii, așa cum spunea Iorga, și încuraja să se întocmească micile istorii, deci monografii de localități, de instituții, de alte asemenea, pentru că din aceste mici istorii toate acestea curg spre istoria mare. Avem în față o mică istorie reușită. Și afirm
aici, aceasta, atât cu responsabilitatea pe care o am după 40 și mai bine de ani de lucru în Arhivele Naționale, cât și cu responsabilitatea pasionatului de istorie și mai ales legat de meleagurile totușene, de unde îmi am originea. Poate ar fi trebuit să spun la început, dar poate luat de eveniment, nu am prezentat pe cei de la masa la care ne aflăm, pe domnul Valerian Vreme, domnul deputat, l-am pomenit și nu cred că are nevoie de prezentare. Pe domnul profesor, un alt coleg al nostru, Corneliu Stoica de la Târgu Ocna, istoricul oficial al Băii Trotușului, o personalitate în materie, și de asemenea să spunem că media locală este reprezentată de televiziunea literară prin domnul Eugen Ungureanu și domnul Corean Galben și, scuză-mă, televiziunea sau postul vostru nu contează. Mi scapă acum numele, care sunt aici pentru a imortaliza și a arhiva în timp evenimentul de astăzi. O să-l invit pe domnul profesor Stoica să prezinte volumul pe care îl avem în față. Îmi face plăcere și sunt nu pentru prima oară în aula Bibliotecii Municipale. Coincidența face că moderatorul, autorul, subsemnatul, am fost colegi ai aceleași promoții al Liceului Teoretic din Târgu Ocna, un liceu care a dat personalități numeroase și gustul acesta pentru istorie. Cu ani în urmă, prezentam în anuarul Institutului Xenopol de la Iași ediția franceză intitulată Memoire de Carpat, o ediție care ulterior a fost tradusă și în limba română și în care un etnograf francez reputat avertiza că România are foarte multe comori, iar cele mai mari sunt cele legate de etnografie, de tradiții și dacă nu luăm seama, dacă nu suntem grijulii, aceste comori vor dispărea iremediabil. Era un semnal de alarmă că trebuie făcut mai mult, că tradițiile trebuie conservate, păstrate și, dacă se poate, să li se asigure și continuitate. Trei decenii de rând cât am lucrat la enciclopedia, voi aș fi dorit să am la dispoziție monografiile sutelor de localități pe care le-am cercetat. De obicei, orașele posedau asemenea monografii, comunele mai rar, erau puține, le puteai număra pe degete. La fel și despre sate. În ultimii ani au apărut
multe monografii și Valeata Zlăului, și a Trotușului, și a Uituzului, și altele au început să fie scoase la lumină prin ceea ce le definește. Valea Cașinului prin frumoasele porți tradiționale, zona Taslăului prin sate cu vechime foarte mare, unele coborând în secolul al XV-lea, în departe de temerea statului medieval Moldova, altele prin anumite particularități. Monografia satului Albele, deci monografii mai rare pe sate, înseamnă că cercetarea se face la microscop, dacă tot vorbim de laborator. Adică aici trebuie să cauți detaliu, pentru că comunitatea este mult mai mică și atunci dialogul, relațiile cu membrii comunității sunt mult mai vii, mai intime, e aproape un fel de clan mai mare. Pus așa, nu? Sunt rude, tot felul, la colaterale și e o muncă de teren, de laborator, de cercetare. La monografiile de oraș e altceva, trebuie să faci sinteză, aduni enorm și de acolo trebuie să filtrezi. Eu am fost surprins când în urmă, probabil vreo 2 ani, colega mea m-a întrebat despre catagrafii și, în general, catagrafiile sunt cercetate de specialiști, prezintă anumite dificultăți și mă vreau să zic până unde aici. După aceea, despre documente pe care avusese microfilme la arhivele mănăstirii Viron de la Athos, și în care s-a nimerit multe documente să fie și despre satul Albele, făcând parte din domeniul mănăstiresc, închinat. Și aceste demersuri, deci, m-au surprins, pentru că, în general, specialiști, cercetători care aveau o anumită rutină în lucrul cu vechile documente, abordau asemenea aspecte. Răsfoind, pentru că lucrarea a apărut recent, deci n-am avut încă răgazul să parcurg pendelete, dar sezizabil de la început, folosirea documentelor, aproape toate catagrafiile și recensămintele până la zi sunt aduse cu familiile care, unele dintre ele, probabil au o vechime de multe generații, cu invocarea unor documente care atestă evoluția satului, în general Bursăneștiul, care acum a prins febra cercetărilor și se lucrează în prezent și la definitivarea monografiei comunei în coordonarea domnului general Vasile Apostol. Deci o să apară pentru cititori, pentru cei care doresc să afle mai mult, nu ca o ofertă interesantă de lectură. Partea de rezistență a monografiei rămâne însă partea etnografică, cea destinată datinilor străbune, în care, de la elementele de civilizație materială, foarte bine relefată, deci care ține de ceea ce țăranii din Albele foloseau în viața de zi cu zi, până la niște meșteșuguri artizanale care au ajuns în prag de maestrie. Pentru că tot vă aminteam așa, fără, da. Plăcere, deci, și domnul general Vasile Apostol este prezent printre noi, deci, fără voie v-am amintit, ca intenție, da? Până vă spunem la măistria artizanală, țesăturile care erau lucrate
în această zonă. Eu știu până la cum arată gospodăriile, elementele constitutive, ce întâlneam în cadrul ei, adică ca și cum ai vizita un muzeu al satului și te plimbi și reînvii o lume de acum un secol, ceea ce este un lucru remarcabil. Toate sărbătorile, toate tradițiile care privesc ciclul fundamental al vieții, de la botez, la căsătorie, la moarte, toate sunt surprinse foarte bine, texte culese, care în felul ăsta rămân pentru posteritate, altfel s-ar pierde. Am înțeles că în carte aveți și un DVD cu piese folclorice culese în zonă de tatăl autoarei, da, de Grigore Pascu, și care constituie iar un element de patrimoniu. De altfel, noi vorbim de patrimoniu material și material al lumii satelor, a universului rural. Deci ambele ar trebui să salvate. Și cele materiale, prin toate tradițiile și prin culegerea tuturor tradițiilor populare, și material în măsura în care mai supraviețuiesc elemente de etnografie, de la, eu știu, o gospodărie, o stână, eu știu, un război de țesut sau altceva care ar putea constitui un muzeu rural local. Nu numai Iorga, dar mulți alți istorici, cel puțin în perioada America, a fost moda monografiilor, de la Dimitri Gusti, care a inițiat adevărate anchete în lumea satelor, iar unele au fost chiar areale de cercetare pluridisciplinară, în zona Vrancei, de exemplu, și după aceea Teodor Holpan, Constantin Giurescu, mulți alții au încurajat lucrul acesta. Pentru că fără aceste cărămizi pe care să ridici încetul cu încetul edificia istoriei naționale, este aproape imposibil. Mai ales că noi stăm foarte prost. Deci am avut ocazia în Franța, ca și în Germania sau în Elveția, să văd cum sunt organizate bibliotecile de acolo, cât de bine sunt informatizate, cum aduc mult mai facil cercetătorului arhivele, deci documentele sunt deja prelucrate, nu mai trebuie să îndeplinești o mulțime de formalități, permise să ai acces la unele documente care sunt foarte rare și după aia grijă că se deteriorează. Și deci, plus că au tipărit corpusurile întregi de documente, la noi colecția de documente medievale deja a atins epoca lui Vasile Lupu și în filmul ăsta probabil vor mai trece 100 de ani și nu vor ajunge nici în secolul al XVIII-lea. Deci, în ciuda acestor impedimente, nu pasiunea, iubirea, atașamentul pentru locul natal suplinește toate aceste lipsuri. Și de aceea spun că satisfacția lucrului împlinit, în cazul colegii mele, Maria, este cu atât mai mare. Da? Deci este o muncă făcută doar din pasiune, nu așteaptă nu știu ce laur sau așa. Singura satisfacție este ca satul Albele să fie mai bine cunoscut, oamenii acestui sat și, în general, o întoarcere și măcar o privire asupra ce a însemnat universul rural românesc. Vă mulțumesc pentru da, o părere
autorizată a istoricului, repet, oficial al Văii, totuși, cuvântul înainte la volum, începeam așa cu un gând al meu și cred că se potrivește. Satul meu este cel mai frumos. Fiecare dintre noi putem să afirmăm aceasta. Fie că e pe malul Tazlăului sau în Bărăgan sau în vârf de munte, satul în care am deschis ochii, unde am văzut ochii mamei, acolo unde avem primele amintiri de la primele ghidușii ale noastre, acolo unde doamna sau tovarășa învățătoare ne-a devenit o a doua icoană după cea a mamei. Toate acestea fac să ne aducem aminte cu nostalgie de satul nostru. Despre Vârsănești, văd că domnul general Apostol că scrie, dar eu îi tai... Informație, eu nu o dețin. Da. Așa. Dumnealui are este pe final în a realiza o monografie a comunei Vârsănești și știu că a avut o colaborare bună cu colega Maria. Țelul este absolut același și este absolut lăudabil că la această întâmplare, sau mă rog, la cele două întâmplări a fost și există o colaborare fără încercări de faultări reciproce, ori de a încerca cineva să se cocoațe mai sus decât celălalt. Domnule general, vă revine rândul să spuneți câteva vorbe despre satul Albele. Și dacă mai spun și altceva, vă supărați? Mai multe să spun. Da. În primul rând, bună ziua, sărut mâinile doamnelor. Bună ziua, sunt onorat să particip la această activitate într-o asemenea selectă audiență și select auditoriu. După cum observați, domnul Stoica, pentru că e prea modest și de asta o să spun două vorbe despre dumnealui, este premiat de Academia Română, mi se pare cel mai tare istoric de pe, din ținut, ca să folosim vechiul termen de ținut al Bacăului. Domnul profesor Firică Munteanu, șeful arhivelor de la Bacău, care a contribuit substanțial la documentarea noastră, celor care ne mai aplicăm spre istorie, domnul Valerian Vreme, îl cunoașteți, și normal ar fi ca la o lansare de carte să vorbești despre carte sau despre autor. Eu nu sunt în măsură să fac niciuna din cele două prezentări așa cum ar trebui, pentru că n-am citit cartea și am fost curios să o văd. Și doi, pe doamna n-am cunoscut-o decât la arhive și acolo trebuie să stai în liniște, n-ai voie să vorbești, te voi vorbi numai în șoaptă, să nu-i deranjezi pe ceilalți. Am mai discutat, am mai avut și discuții prin intermediari și eu ca un om, așa cum spunea și domnul profesor Munteanu, al locului, și dacă nu eram un om care să dorească neapărat să ajungă din nou în satul în care s-a născut, nu eram aici și acum. Ca și doamna, la fel, nu ne-a părăsit niciodată nostalgia aceea din copilărie, care ne-a însoțit peste tot pe unde pașii și destinul ne-a trimis și iată că ne-a readus în această sală, dar ne-a readus în satul nostru natal, pe fiecare dintre noi. Vreau să vă spun și domnul profesor Vilică spunea, nu a existat și nu există o concurență. Chiar atunci când am auzit că doamna lucrează la o asemenea monografie, am fost foarte bucuros și am discutat cu cei doi colaboratori cu care lucrez, doi profesori de istorie tineri și de perspectivă, că e bine să colaborăm pentru că interesul este nu să arătăm că unul are o carte mai
documentată sau mai bine prezentată și altul mai puțin, ci să concurăm, să colaborăm ca prin ceea ce scoatem drept conținut în cele două lucrări, să întregim imaginea celor care vor apleca, să zic așa, privirea spre cărțile noastre. O spun asta și am folosit această expresie pentru că, din păcate, cum bine știm, se citește mai puțin în România. Unii chiar zic că se scrie mai mult decât se citește. Nu vreau să fiu chiar atât de pesimist, sunt însă convins că va veni o vreme când vor și citi. Și chiar mă gândeam acum pe drum când veneam că asemenea cărți probabil îi vor ajuta pe cei care peregrinează prin lume acum, când se vor convinge că tot acasă la ei trebuie să ajungă, vor, datorită faptului sau din cauza faptului că vor trece ani, își vor uita, unii chiar și-au uitat rădăcinile, și atunci vor pune mâna pe o carte și așa cum râurile pe care unii în lupta lor nedreaptă cu natura au încercat să le deturneze cursul, iată că istoria lucrează și tot la vechea albie ajung. Eu așa cred că se va întâmpla și cu cei care merg acum prin diferite alte locuri. În legătură cu comuna și cu satul, ca să vin la ceea ce moderatorul mi-a cerut, aș vrea să vă spun, și asta e o mândrie, chiar discutam cu doamna și spuneam, Bârsănești este atestat documentar pentru prima dată pe 15 martie 1626. Deci la anul, pe 15 martie, se împlinesc 390 de ani. Și doamna cu mândrie îmi spunea, deși știam, nu i-am spus acum, acum îi spun, că Pârâul Albele este atestat documentar mult mai înainte. Sătucul acesta dintre Munții Albele, eu n-am să fac o prezentare prea largă, probabil o face doamna și vom vedea din carte, a avut un istoric destul de îndepărtat și chiar un istoric, să zic așa, chiar de luat în seamă pentru un sat atât de mic. A avut o etapă, și cred că domnul profesor Stoica va fi de acord, dacă greșesc poate să-mi spună, când o bucată de sat aparținea de Bârsănești, o bucată de Berzunți și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc mai mult, vreau doar să o felicit pe doamna Pascu pentru demersul dumneaei pe deplin reușit, și o spun asta în cunoștință de cauză, pentru că am discutat foarte mult, s-a străduit mult, unde nu avea date mai împrumutat de la noi și noi de la dumneaei, și vreau să vă spun că așteptăm să iasă, mai ales pentru capitolul tradiții, unde doamna este, pot să spun, specialistă. Și vreau să spun, dacă cineva de pe Bârsănești mai este pe aici, poate sunt edil, deși ei nu prea se înghesui la așa ceva, la asemenea activități, să le spun că dacă se apelează la calitățile doamnei Pascu, comuna Bârsănești va putea avea și un muzeu. Au început să construiască un monument din inițiativa lăudabilă a cetățenilor din Bârsănești și dacă vor să facă și un muzeu, cu siguranță doamna Pascu va fi persoana care poate să facă acest lucru cu concursul nostru celorlalți locuitori ai comunei. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că m-am întins cam mult.